Runda 1, unde avem alături de noi pe George Dumitru și Paul Sabo. Bună seara. Bună seara. Hai să începem. Paul Sabo, acest Stephen Hawking mai puțin mobil, e băiatul care a pus robot în portret robot. La 36 de ani, George încă își pune notificări ca să nu uite să facă baba. Paul Sabo e un expert în parpalace luate direct pe piele. Pentru Paul Sabo, orice femeie e o problemă de disecat. George are niște observații foarte bune când observă că femeile locolesc. Când tasul lui Paul Sabo era mic, a dat mingea peste gardul reactorului 4 de la Cernobâl. George a auzit că la rost o să fie nevoie de 7 glume de om, așa că a venit cu toată familia. Paul Sabo e din Cluj și e un mare vagabond. Are o gagică în fiecare Someș. Oh, shit. George Dumitru e singurul om pe care femeile lasă să le fuc ca să nu aibă ocazia să fie prieteni. Paul Sabo a făcut arte marțiane acolo unde s-a concentrat mai ales pe atacurile de panică. George Dumitru sau Dan Helciuc, dacă nu ar fi trăit berea. Bine, mă. Pare genul de om care abordează martura lui Jehova. Paul Sabo, acest mormoloc fără noroc, e genul de băiat care nu-și dă jos șosetele când se fute și nici sandalele. George Dumitru e atât de neinteresant că are și c***ele egale. Paul Sabo arată ca un autist desenat de un alt autist. Excellent. George Dumitru e amuzant cum e mama vie. Oh, shit. Vai de mamă. În primul rând, condoleanțe. Și în al doilea rând, de asta facem chestia asta. Bravo. Extraordinar. Pe cuvânt. Extraordinar.